Deci, dragi colegi, atenție, vă rog! Liniște! Începe adunarea generală a Asociației 21 decembrie, în condițiile care le avem niciun fel de problemă, de aia este revoluționă, să ne zicem la orice. La Constituția a fost anunțată conform statutului în largă circulație România Liberă. Suntem peste, avem vreo că suntem peste 51 conform statutului, deci poate începe adunarea generală. Da, mă, da, colega. În aplicitate sunt semnăturile și 94 de membri sunt prezenți în adunarea generală. Deci poate începe adunarea, e legal constituție și poate începe adunarea generală. Bun, dragi colegi! Îmi pare rău că nu începem așa cum am început întotdeauna cu imnul bolanilor, nu avem condiții. O să încercăm în altă parte. Secretar de ședință le prezinte, să văd și eu pe doamnă. Cine este pentru? Mulțumesc! Este cunoscută secretarul de ședință de ani de zile, așa că nu, noi nu schimbăm secretarul de ședință. Pentru presiune. Ordinea de zi. Raport general de activitate. Completare Consiliul Director. Discutare cotizație pe anul curs. Și bineînțeles raport privind CEDO și dosarul Revoluției. Absolut diversele la urmă. Cine este pentru adunarea generală, pentru ordinea de zi propusă de Consiliul Director? Cine se abține? Mulțumesc, abținere împotrivă? Nu. Dragii mei, am votat secretarul de ședință, am votat ordinea de zi. În acest moment, condițiile chiar nu ne permit, deja plouă din ce în ce mai tare. Urcăm în mașină și mergem la cel care în această săptămână ne-a umilit. L-am invitat la ședință și n-a venit. Deci mergem noi până la el să-i urăm de bine și de sănătate. În autocar. Cam oricum cu betonarul. Asta numai în autocar. Suspendăm. Colegă, mașina. Iescu la pușcărie după Vicinescu. Pentru sângele vărsat, Iescu condamnat. Pentru sângele vărsat, Iescu condamnat. Pentru sângele vărsat, Iescu condamnat. Pentru sângele vărsat. Da, au umilit o țară întreagă, nu pe noi, au umilit eroii Revoluției și asta. Pe noi ne-a umilit permanent 26 de ani, dar să umilească și pe morți, asta nu acceptăm. Mergem până la domnia sa, l-am invitat la adunarea generală, oficial, n-a venit, mergem noi până la cine? La Ionilie. Să-i cereți ce? Mergem să-i ducem un mărțișor doamnei Nina, că este civilizat, și o sticlă de șampanie, că vine ziua domniei sale, lucru, obiecte pe care le avem la noi și le vom oferi cu drag. Bine, da? Poliție politică, uitați! Aceeași dreață de mașină care umblă după noi acum de, de ani de zile. Da? Deci mașina asta umblă și ne registrează la toate acțiunile. Luați-i! Da. Și uitați, are și hai, filmați-i frumos! Poliție politică, v-am spus să nu veniți! Sunteți poliție politică, voi aveți, voi ne registrați de ani de zile, vă cunosc! Vă comportați ca niște bolșevici! Asta e atitudine de comuniști! Hai, da? Am ajuns toți, da? Da, da, toți suntem. Mulțumim la presă pentru că a venit pe vremea asta un pic câinoasă, dar asta este, nu avem ce face. Deci am început adunarea generală în fața asociației, așa cum era anunțat, sigur în sediu era anunțat, dar n-am putut să schimbăm locația pentru că legea nu ne permite, legea funcționării ONG-urilor și nici statutul asociației. Dorința colegilor de a veni până la domnul Iliescu, dacă dânsul n-a venit, ea l-am chemat, nu a venit, în fine, am venit noi, este, s-apropie 1 martie, am venit cu mărțișor frumos, un fluturaș pentru doamna Nina și
pe 3 martie, nu uităm niciodată, este ziua domniei sale, deci ca atare am venit cu o șampanie românească, Zarea, ca să... Așa. Și putem să-i spunem din tot sufletul, mulți ani! Bazilavă! Cam atât, dar mesajul avem. Mergem, mă duc eu până la poartă să văd dacă primește cineva cadou, că este original, ca să spun așa. Și ne place să ne continuăm adunarea generală, pentru că nu putem apăla, n-avem cum scrie documentul. Până în piața Răsătii avem o locație, ne-a primit cineva așa pe locul. Domnule Măriș, cum comentați declarația lui Ionis? În conformitate cu conștiința domnului Ionescu. Asta este conștiința lui, lui este foarte frică să dezbroape acești morți, pentru că în morții din cimitir, în eroii noștri, încă sunt gloanțe. Gloanțele alea sunt ale armatei, ale securității, ale miliției și a gărzilor patriotice, coordonate începând cu 22 după seara, 22 decembrie 1989 seara, sub comanda noului președinte a României, ceea ce s-a erijat Ion Iliescu și toată camaria. Nu avem nimic, așteptăm oficialitățile statului să rezolve această problemă. Cea mai gravă problemă pe care o avem în acest moment este corespondența. Imaginați-vă la sute de oameni corespondență oficială de la parchet și de la înalta curte. Vine la Asociația 21 pentru că avocații au dat adresa de acolo. Pentru membrii asociației la fel corespondența vine la asociație. Și avem o problemă din acest punct de vedere, dar încercăm să o rezolvăm și vreau să mulțumesc instituției Poștă, Poșta Română, și sper să ne sprijine și să recuperăm corespondența timp util, pentru că este o problemă. Este o problemă. Aici, de fapt, e marea problemă a asociației, în rest n-avem nicio. Da, l-am invitat și pe el și pe Petre Roman, ei știu exact ce documente au văzut în 90 legate de sediul asociației, pentru că atunci s-au luat în 1990, tot în februarie. Credeam că îi dau niște amănunte și, pe de altă parte, puteau să țină o prelegere în legătură cu dispoziții cuții europene și rechemarea dosarului la parchet, probabil că aveau ceva de spus și era interesant pentru membrii asociației sale. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi foarte tare! Deci mă duc până la poartă, le las! Vă rămânem aici, da? Da. Haideți, mă, ce faceți? Mergem doar! Da. Vă salut! Da. E cineva la domnul Iliescu acasă? Nu e acasă, a fugit. Lăsăm șampanie acolo. Lăsăm șampanie, lăsăm mărtișorul. Aici se la trei tipuri, numărul, da? Nu are număr la casă, să observați, ca să nu poată fi citat la parchet, nu are număr la casă. Deci de aici și până la 11 nu există număr la casă. Eu l-am aflat de la un jandar de la colț în urmă cu câțiva ani, nu băieții de vină, ci un băiat care era la poartă l-am întrebat, băi, ce număr ai? Și mi-a zis 3-5, dar de ce? Lasă că spun altă dată. E o poveste frumoasă și așa am aflat și noi numărul. Deci nu are număr de casă, este în afara, acest imobil este... Nu există în România, da? La cine putem lăsa șampanie? Există cineva? Asta e poarta oficială, cu mare drag, dar la pușcă șampania... Și mărțișorul doamnei Nina, cu tot respectul, le punem aici șampanie românească, Zarea, că pe restul le-a vândut pe toate, Iliescu cu Roman și cu toate își pleacă din până la urmă. Mărțișorul și șampania, la mulți ani și pentru întâi... La zilava după Vizinescu! La mulți ani și pentru întâi... La mulți ani cu executare! Mergem, dragi! Nu o să aibă liniște, că... Criminalul condamnat pentru sângele vărsat! Criminalul condamnat! Pentru sângele vărsat, criminalul condamnat. Pentru sângele vărsat, criminalul condamnat. Pentru sângele vărsat. La Jilava, toate și vezi. Gata, domnule. La mulți ani pe executare, Jilava, poarta albă. A, uitați cum mergem cu mașini după noi, frate. Mai rău ca... Este mai rău ca pe vremea securității. Nu se poate să avem... Avem escort. Uitați, escort. Da, uite, s-a oprit acolo. Au văzut că-ți filmați. Doamne, 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 ce țară trăim. Ce țară trăim. S-au oprit. Bine,
seară, vin după noi, nu-i problemă. Băieții vin după noi. Astăzi mergem cu escortă prin oraș. Ia uite. Și Opelul ăsta care vine e tot cu ei. Oameni buni, să vedeți de ce să cheltuie banul public. Bă, ce plătim noi taxe și impozite. Băi, nu prea e. Să urmărească oameni. Doamne ferește. Ia să vedem ce face Opelul. Ia uite, au trecut. Au numele de Bulgaria, mă, ăștia. Stă sub acoperire. Au uite și Loganul. Băi, ce sunteți în mașină? Doi. Să vină ăștia de la presă să-i lași în Piața Victoriei ca să câștigăm timp. Totul. Da. Da. Dar stai să iau alea. Iau timp, bă, iau. Da. Iau timp, bă.